Bună ziua! Vorbim astăzi cu doamna Gabriela Tabacu despre volumul Iubire, semne și minuni, îl am aici, semnat cu pseudonimul Caia de Vos, un volum care conține 10 povestiri, publicat în acest an în cadrul editorii Humanitas Fiction. Câteva cuvinte despre autoare. Este vorba despre o doamnă care predă arhitectura la universitate din Europa, a semnat povestiri și eseuri în mai multe antologii tematici, iar în 2011 a publicat în cadrul editurii Humanitas un romans intitulat Toate femeile vor șa. În anul 2013, la Humanitas Fiction, i-a apărut volumul de proză scurtă, Jurnalul unei iubiri imposibile. Dânsa menționează că scrisul este un cadou pe care și-l face din când în când ieși, pentru că în felul acesta își poate lăsa imaginația să se desfășoare în voie fără cenzură, și se referă la cenzura a unor bugete și a presiunii termenelor, pentru că dânsa, așa cum ne-a mărturisit și în cadrul altor interviuri, este de profesie arhitect. Așadar, Iubire, semne și minuni, 10 povestiri, o colecție foarte frumoasă cu o copertă superbă, cred că este vorba despre Visătoarea lui Egon Schiele, un expresionist, și este o concordanță deosebită între conținutul acestor povestiri și coperta pe care dânsa a ales-o, un titlu care sintetizează perfect conținutul literar al acestui volum. Cele 10 povestiri unite prin prezența a unui element al fantasticului care adesea se inserează voalat foarte discret în povestiri, dar care este sesizabil totuși de fiecare dată și însoțește realul fără însă a deveni abuziv. Stimată doamnă Gabriela Tabacu, îmi face o deosebită plăcere și mă bucur că sunteți alături de mine în această după-amiază la lansarea volumului dumneavoastră, Iubire, semne și minuni. Și prima mea întrebare, și cred că și cititorii sunt curioși, este de fapt cum ați creat-o pe Caia de Vos? De ce ați simțit că aveți nevoie de ea? Bună ziua! Întâi și întâi vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur mult să vă întâlnesc și le mulțumesc de pe acum celor care ni se vor alătura la un moment dat, sper, cândva, care vor urmări discuția noastră. Despre Caia de Vos, ce să vă spun? A fost cumva imperios să apară în peisaj, pentru că, în primul rând, cred că la început a fost vorba de un fel de pudibonderie a celui care debutează, un fel de reacție, de neputință de a apărea în public el însuși, cu numele lui. Asta a fost însă destul de la început, era evident o lipsă de experiența mea, dar pe de altă parte s-a mai petrecut un lucru. Aveam deja în spate mai multe texte scrise, texte de specialitate, scrise, publicate, cărți de specialitate, traduceri, eseuri, cronici, referate, în fine. Și mi s-a părut puțin ciudat să amestec lucrurile, să scriu despre profesie, să scriu, îmi vine să spun serios, dar toate lucrurile sunt serioase, să scriu între niște repere ale științei și după aceea să mă apuc să povestesc despre iubire și alte minuni. A fost nevoie în acel moment să separ cumva lucrurile și am făcut-o gândindu-mă că un pseudonim e cel mai potrivit lucru. Despre povestea lui n-am să spun acum prea multe, pentru că am vorbit despre asta cândva la o altă lansare, dar ce pot să vă spun este că mi s-a părut foarte interesant să-mi asum un nume nou. Cred întotdeauna că numele este un fel de alt înveliș al nostru, este un fel de altă piele, una eterată, una extrem de diafană, dar care reflectă înspre lume mult din personalitatea noastră. Numele nostru complet, cu prenume și nume de familie, are această calitate. Ca să nu spun că un nume bine ales este un nume care reverberează și în noi înșine niște energii care ne caracterizează. Și atunci, nu numai că ne poate face o bună intrare în lume, dar ne poate crea o anumită direcție de destin. Dacă vorbesc despre asta, trebuie neapărat să
Vă spun că știți, probabil, că vedetele de la Hollywood, de pildă, actorii, atunci când se lansează, primesc un nume nou. Un nume care să aibă o anumită sonoritate, care să îi reprezinte și să atragă. Nu mai spun că regii Angliei, când se încoronează, primesc și ei un nume nou. Știm asta din serialul The Crown. Unii dintre ei și-au ales un alt nume, pentru că aveau nevoie de un nume reprezentativ pentru dinastie, pentru epocă, pentru istoria lor. Și nu mai spun, în al treilea rând, că în popor exista obiceiul că atunci când un copil era foarte bolnav, era la limită, să-i se facă un al doilea botez și să-i se dea un alt nume, astfel încât să capete un alt destin. De fapt, ideea era și aceea că moartea nu-l va mai recunoaște. Deci, asumându-mi un alt nume, mi-am asumat un alt destin într-o un fel de altă profesie, pentru că schimbam lucrurile. Sigur că mă gândeam atunci că profesia asta nouă va fi de fapt un fel de joc și este de fapt pentru mine un fel de joc cu cuvintele. Aici sunt multe de spus pentru că am cred că povestea asta cu literatura îți dă o enorm de mare libertate și spuneați la un moment dat, este salvatoare pentru un arhitect și poate că și pentru alte profesii, este salvatoare pentru că este o specie arte în care poți să te exprimi integral, spun unii. Asta e foarte important. Arhitectura, oricât de ofertantă pare ea și este o profesie extraordinar de ofertantă, este și foarte limitativă și foarte dură. Deci e cumva un eșapament în zona asta a cuvântului. Spuneați cândva că materia palpabilă nu este totul. Există așadar un nevăzut, eu știu, ceva care să ne poată conduce lesne către transcendent. Sunteți sceptică sau dimpotrivă la prezența, eu știu, misterului în lume sau a fost doar un joc, o strategie literară în cadrul acestui volum? Cu alte cuvinte, credeți în minuni? A, da, sigur. Sigur, n-aș fi putut să scriu ce am scris dacă n-aș fi crezut în minuni. Toate aceste trei cărți vorbesc cumva despre asta. Chiar și prima carte care, spuneați, se cheamă Toate femeile vor șapte și care are de sub scris acolo romans, n-a fost scrisă de mine ideea de a compune un romans. Este o carte despre predestinări și despre ghidaje. Eu am o teorie în legătură cu asta și cumva din acest motiv scriu. Am o teorie despre incompleta noastră cunoaștere a lumii în care existăm. Deocamdată știm foarte puțin despre ea. Povesteam într-un alt interviu că citisem la un moment dat, Mircea Cărtărescu spunea că știm doar 5% din ce ar trebui să știm despre universul în care ne aflăm. Și eu am preluat cifra asta pentru că Mircea Cărtărescu e foarte informat în zonă și sunt convinsă că e chiar așa. Și atunci, sigur că există multe zone de umbră și de penumbră în viața noastră. Există foarte mult mister și îl experimentăm cu toții. Toți știm asta de când ne naștem și până dispărem din peisaj. Trăim o grămadă de lucruri care sunt inexplicabile. Despre asta am vrut să vorbesc și am vrut să cumva să înlături, să dau la o parte scepticismul oamenilor legat de subiect. Oamenii se tem să vorbească despre mister, li se pare că asta îi face să pară superstițioși, să pară ciudați, să pară nebuni. În realitate nu e așa, în realitate știm prea puțin despre universul nostru și avem prea puține explicații despre o grămadă de lucruri care ni se întâmplă. Cine n-a trecut printr-o poveste fără explicație, în fond? Cine dintre noi n-a experimentat așa ceva? Și atunci am avansat cumva pe teritoriul ăsta. Cartea a doua pe care am scris-o se numește Se numește Jurnalul unei iubiri posibile. Și știți că uneori uit titlurile cărților și numele personajelor mele, trebuie să mă gândesc puțin. Jurnalul unei iubiri posibile este
o carte de literatură pur fantastică. Ea a apărut cumva ca idee în mintea mea într-un fel foarte straniu. Dacă îmi dați voie, pot să vă spun foarte pe scurt. Citisem atunci, era prin 2011, o povestire despre îngeri scrisă de un autor cunoscut. Și a fost foarte critică în legătură cu ea. Am avut tot felul de observații de făcut și m-am gândit că e momentul să scriu eu o carte cu înger pentru ca să demonstrez cum ar trebui să fie privită problema. Așa a apărut această carte. Și după ce am scris-o, nu spun că m-a bucurat până la ultima pagină, a fost un joc minunat, a trebuit să mai scriu două povestiri în aceeași direcție ca să aibă consistență cartea pe care eventual mi-ar fi acceptat-o editura Humanitas și pe care chiar mi-a acceptat-o editura Humanitas. Așa a apărut această a doua carte care există într-un registru al fabulosului. Ea este o carte fantastică, pur sânge, realismul magic sud-american este probabil cel care m-a influențat pentru că, așa ca toți din generația mea, am citit literatură sud-americană atunci când a apărut la noi în anii 80. Ei bine, de aici, din această zonă în care universurile paralele funcționau împreună la un moment dat și se puteau întâlni și în care personajele migrau între aceste zone, între aceste universuri, am evoluat la o altă poziție, la o altă poziție narrativă, a cărții despre care spuneați astăzi Iubire, semne și minuni, pe care eu datorez editurii Humanitas Fiction și am să mulțumesc aici editurii Humanitas Fiction și excepționale ei directoare, Denisa Comănescu, pentru faptul de a fi publicat cele două cărți din nou într-un fel de mică serie de autor cu, ați văzut, coperțile cu grafică de Egon Schiele, excepțională grafică de Egon Schiele, aleasă de o altă talentată a editurii, Angela Rotaru. Deci, cartea asta nouă este o carte care se așează totuși în lumea noastră, acceptă să se așeze în lumea noastră și să vorbească despre oameni obișnuiți, despre oameni care trăiesc ca și noi vieți normale, care nu mai patinează între alte lumi și între alte timpuri, dar care se vor confrunta cu niște situații de viață cu totul excepționale. Asta este momentul, acesta este momentul în care se iese din obișnuit, din cotidian. Personajele ies de pe palietul confortabil al raționalului și rămân undeva în niște zone în care li se întâmplă lucruri de neclarificat pentru logica comună. Sunt supuse intervenției extraordinarului în cursul natural al vieții lor. Și aici aș putea să fac chiar un fel de clasificare, aș putea să spun că o parte din povestiri produc schimbări de macaz în traiectoriile personajelor, schimbări care par să fie regizate dintr-o altă dimensiune și în legătură cu care personajele nu au nimic de făcut, nu pot să intervină în viețile lor. Li se întâmplă lucruri, li se întâmplă lucruri inexplicabile și ele trebuie să suporte pur și simplu consecințele a ceva ce am putea să numim totuși destin și, sau predestinare. Alte povestiri însă din această colecție destul de eclectică se petrec într-o altă variantă. Personajele sunt cele care prin anumite gesturi ale lor își generează modificări și derapaje în propriul lor destin și e vorba de niște modificări care nu se duc la bun sfârșit în povestirile mele. Ele nu ajung să fie clarificate autorial, ca să spun așa. Asta este un lucru care leagă cumva cele trei cărți și leagă cumva povestirile din această ultimă carte.
faptul că toate povestirile au un final deschis. Lăsați cum s-ar spune libertatea cititorului să-și închipuie, să-și imagineze ce se întâmplă mai departe în urma acestei cracluri, în urma acestei rupturi între viața reală și acele semne prevestitoare. V-aș întreba, în schimb, despre aceste semne prevestitoare, fie că este vorba de un pescăruș, de o oglindă spartă, de o cifră, de un vis. Cum facem? Cum ar trebui să facem, dar fiind că, iată, credem în minuni, să nu ratăm aceste semne prevestitoare? Cum fac personajele dumneavoastră să nu le rateze? Am să vă spun ceva. Eu nu cred că există rețete. Eu aici am ales personaje care n-au ratat. Probabil că în viața noastră de zi cu zi putem să trecem pe lângă astfel de lucruri destul de ușor. Poate că le recuperăm cândva după ce s-a întâmplat ceea ce semnele acelea ne-ar fi prevestit cumva. Nu știu să existe niciun fel de rețetă. Ține foarte mult de fiecare. Vedeți, în acest univers în care suntem aruncați cândva din motive pe care nu le cunoaștem, plutim în mister, cum spuneam, și nu avem prea multe posibilități să înțelegem lucruri despre el. Totuși, acest univers lasă niște transparențe, niște translucidități, niște porozități, prin care, dacă suntem foarte atenți, izbutim să destingem câte ceva. Îți trebuie însă, bănuiesc, o anumită calitate intrinsecă, o anumită aplecare spre asta. Și vă spuneam, nu sunt mulți oameni care vor să se uite în zona aceea. E o zonă care poate să-i și înspăimânte la urma urmei. Faptul de a fi confruntat cu vise, cu premoniții, cu semne, nu e un lucru comod. Nu pare să fie un lucru comod, pentru că se cheamă că afli ceva despre viitor, despre zone pe care oamenii nu, în mod obișnuit, nu le cunosc. Și asta poate să fie într-adevăr incomod până la urmă. Nu știu să răspund bine la această întrebare. Dimpotrivă, ați răspuns super. Ultima întrebare, din păcate, pentru că suntem constrânși de timp, ar fi aceea că, dincolo de aceste cracluri, de aceste zone care te conduc ca cititor către fantastic, mai există în firul narrativ două constante. Una ar fi întâlnirea și una ar fi iubirea. Și întâmplările din această colecție de 10 povestiri stau sub semnul unor întâlniri, de fapt. În ce fel ne definește întâlnirea în viață? Suntem, de fapt, suma întâlnirilor noastre? Desigur că da. Dar și aici e vorba de șansă. Se poate să avem șansa unor mari întâlniri și eu cred că asta este rezervată, de fapt, unor aleși. Nu toți oamenii beneficiază de mari întâlniri, așa cum nu toți oamenii beneficiază de marea iubire, de întâlnirea cu marea iubire. Este o chestiune de destin și de predestinare și aici, și de providență și aici. În cărțile mele, îndrăznesc să spun, există într-adevăr un fir roșu care este acela al iubirii cu care omul se poate întâlni sau nu. Dar lucrurile vin cumva din altă parte, vin din interesul meu declarat, așa cum am povestit la un moment dat și la lansarea acestui volum, din interesul meu pentru natura umană, care mi se pare absolut extraordinară și în același timp extraordinar de greu de dus, pentru că natura umană este un dat. Venim pe lume cu niște un mod de a gândi, cu niște instincte, cu posibilitatea, cu conștiință, cu posibilitatea unor mari trăiri pe care putem să le experimentăm sau nu și cu care ne vom lupta o viață, atâta cât putem. Iubirea este darul minunat al naturii umane
Și am ales-o pentru că este pe semne că cel mai generos sentiment al nostru. Am ales-o și pentru asta, dar și pentru că trăim vremuri în care ea pare să cadă în desuetudine. Eu sunt foarte îngrijorată din acest motiv și de asta vorbesc despre iubire. Încerc să declin substantivul, să declin verbul acesta la toate timpurile și modurile lui. Și, mă rog, rămâne de văzut dacă am reușit sau nu să fac asta, dar semnalul de alarmă trebuie cumva tras. Nu avem timp să intrăm în amănunte, nu avem timp să vorbim despre cum arată iubirea în mileniul 3 și despre deosebirile față de alte epoci ale lumii. Și totuși terminăm așa într-o notă a iubirii și este foarte frumos și este o notă generoasă și deschisă a dialogului nostru. Așadar, un volum de 10 povestiri semnat Caia de Fos, pseudonimul literar al doamnei Gabriela Tabacu, Iubire, semne și minuni. Dați-mi voie să citesc pentru sfârșit și motoul cărții. Pentru cei care cred că viața continuă să-și ascundă înțelesurile ultime dincolo de hotarele cunoașterii, dar poate că mai cu seamă pentru ceilalți. Doamna Gabriela Tabacu, vă mulțumesc din suflet pentru acest dialog. Vă doresc mulți cititori, este o carte frumoasă, o carte atașantă, o carte incitantă și mai ales o carte pe care în momentul în care ai închis-o, o așezi undeva și îți deschide așa o reflexie, o perspectivă, gândindu-te totuși cum ar fi dacă s-ar întâmpla un asemenea lucru. Vă mulțumesc, stimate doamne! Eu vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor care m-au ajutat să scot în lume această carte, editurii Humanitas Fiction și tuturor celor care au colaborat la carte. Mulțumesc încă o dată!